Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un nou episod din Taro Cafe. Aveți cafeluța acolo lângă voi, i-a spuneți, sandvișul biscuiței. Sunt sigur că așteptați această emisiune Taro Cafe și eu mă bucur foarte, foarte mult pentru întâlnirea aceasta pe care noi o avem în fiecare duminică. Am primit foarte multe mesaje de la voi în ceea ce privește filmulețul pe care l-am pusat săptămâna trecută duminică cu mesajul acela lui Dumnezeu, în care eu am povestit așa foarte, foarte pe scurt, pentru că nu vreau să fac. O dramă din asta sau să mă lamentez în niciun caz despre lucrurile prin care eu am trecut începând cu luna octombrie 2023. Vă mulțumesc mult pentru mesajele voastre, pentru încurajările voastre. Vreau să știți că sunt bine, așa cum am spus și data trecută, sunt oameni care se ocupă de mine și, în primul rând, eu mă ocup mult mai mult de mine. Așa că toate lucrurile merg foarte bine în această direcție, însă vreau să vă mulțumesc enorm pentru. Pentru reacțiile pe care le-ați avut, și nu numai în ceea ce privește lucrurile pe care le-am spus eu acolo, legate de experiența mea, ci uh, reacția pe care ați avut-o în urma mesajului pe care l-am transmis. Cine nu l-a văzut, îl invit să-l vizioneze. Scumpii mei, amoroșii mei, astăzi avem o citire care, bineînțeles, va fi tot despre voi, de fiecare dată este despre voi, și scopul acestor citiri vreau să fie foarte clar, este acela de a vă cunoaște pe voi mult mai bine, de a vă pune întrebări, întrebări sănătoase, de a avea pe aici pe colon doieli și consider că dacă vrem să trăim într-o societate mai bună sau într-o lume mai bună, începem cu noi și începem prin a ne raporta mult mai corect um, și sănătos la tot ce înseamnă comunitate, comunicare, iubire, profunzime, că am discutat și la trecută despre profunzime, astfel încât să știm și ce vrem de la noi și ce vrem de la ceilalți și să ne dăm și seama ce ne oferă de fapt, cele sau care sunt, să spunem, problemele, minusurile celorlalți. Este o citire uh, foarte frumoasă, ca toate celelalte de altfel. Eu consider că toate citirile pe care le fac aici sunt profunde, sunt frumoase, și cei care nu înțeleg această profunzime, n-am ce să le fac, uh, sunt oameni care da. Nu rezonează cu toate aceste mesaje care sunt foarte profunde. Noi rezonăm, că de aceea ne-am strâns aici și de aceea suntem o comunitate atât de faină și atât de mare și sper să crească din ce în ce mai mult. <laughs> Am văzut că și pe TikTok acolo cresc uh, uh, urmăritorii, ceea ce pentru mine înseamnă foarte, foarte mult și vă mulțumesc pe această cale. O Duminică liniștită. Cred că am început foarte bine la ora 10. Sunt trei variante și în această citire vreau să vă las cu următorul filmuleț să faceți alegerea cărților, iar eu revin în câteva secunde cu detalii pentru fiecare carte în parte. Nu uitați că este despre voi, așa că alegeți înțelept. Salutare dragul meu numărul 1 și bine te-am găsit la citirea ta. Sper că ai un vibe pozitiv, sper că te-ai trezit foarte bine, sper că ai o dimineață foarte bună și mă rog ca pe tot parcursul zilei să-ți păstrezi această atitudine frumoasă și așa să fie toate zilele vieții tale până la urmă frumoase și senine. Dragul meu numărul 1. Tu ai ales o carte foarte interesantă uh, și foarte importantă totodată pentru că face parte din arcanele majore și îți voi spune câteva lucruri despre tine și despre sufletul tău, dar și ceea ce este posibil într-adevăr să te aștepte în următoarea perioadă. Această carte în acest tarot bizantin se numește The Holy Fool. Asta înseamnă să Sfântul Nebun și are o asociere cu Sfântul Ioan Botezătorul. De fapt, îl reprezintă pe Sfântul Ioan Botezătorul aici. Vedem această goliciune, ne duce cu gândul la Sfințenie, la Apostolat, avem și rugăciunea, își ridică această privire către Dumnezeu. Este o carte, așa cum ți-am spus, foarte. Necunoscută, să știi că până și în ziua de astăzi nebunul și spânzuratul și arcana majoră a spânzuratului nu prea se cunosc așa toate informațiile. Sunt niște cărți foarte, foarte mistice până la urmă. Desigur că avem câteva legături și avem câteva informații, însă eu personal consider că sunt foarte sărace. Ele reprezintă mult mai mult de atât. Ce reprezintă practic această carte pentru tine, dragul meu numărul 1, arată în primul și în primul rând o stare starea sufletului tău. Aici vorbim cumva despre o disperare, hai să o numesc așa, uh, despre o, o atitudine foarte foarte diferită pe care tu ai avut-o încă de când ai pășit pe pământul acesta, uh, este o carte care arată calea celor puțini, arată calea grea a vieții, arată sacrificiile, arată simplitatea pe o parte, însă, uitându-mă foarte bine la această carte, eu consider că tu aici ești o persoană, în primul și în primul rând, cu o credință foarte, foarte mare. Ești o persoană care are. Multă apropiere de Dumnezeu, care are, să spunem, calea deschisă către Dumnezeu, și tu cred că ai și ceva daruri legate de partea de vindecare. Ești un suflet foarte firav, deși, paradoxal, ceilalți nu văd treaba asta, te văd ca pe o persoană să spunem, care poate duce o persoană puternică, o persoană care poate nu se lasă afectat așa de orice și de oricine, însă în interiorul tău și în sufletul tău doar tu îți cunoști această sensibilitate și înțelegi într-adevăr că sufletul tău este foarte, foarte firav. Unii dintre voi cred că ați trecut printr-o boală recent sau un diagnostic nebunul arată și momentul zero din viața unui om am mai spus-o și mă repet cu riscul ăsta de a mă repeta dar nebunul este momentul în care am înțeles ceva momentul în care am descoperit niște lucruri despre noi și despre viața noastră este o nouă călătorie reprezintă o energie ce arată practic o nouă cale să știi, și din punct de vedere spiritual. Un nou stil de viață. O atenție mult mai mare. Pentru că această carte mie îmi vorbește de multe lovituri pe care tu le-ai primit pe parcursul vieții. Nu întotdeauna știm să ne apărăm împotriva acestor lucruri, să știți. Și cred că. Apărarea se construiește tot, totodată cu experiență. Ești o fire foarte sensibilă, o fire care înțelege foarte multe lucruri despre viață din punct de vedere spiritual, dar exact asta te-a și făcut să te simți singur, te-ai simțit neimplicat cumva în poveștile celorlalți, te-ai simțit neimplicat în lucrurile celorlalți, și mai mult decât atât, ceea ce fac ceilalți sau felul în care ei gândesc pentru tine este, așa, nu știu, destul de dificil de, de gestionat, pentru că ești o fire, o persoană care vede, repet, lucrurile foarte diferit. Din, le vezi din mai multe puncte de vedere, le treci așa prin, prin uh, spiritul tău și știi ce să alegi. Ce este bun, ce este bine pentru tine, iar, din păcate, astăzi treaba asta te însingurează, știi, te pune așa într-un colț, pentru că oamenii de cele mai multe ori aleg impulsiv, alegerile lor sunt impulsive, tu nu ești o fire impulsivă aici cu nebunul. Um, aș putea să spun că ești naivă într-adevăr. Sau că ai fost o persoană naivă, poate nu mai ești astăzi, poate ai învățat din lecțiile prin care tu ai trecut. Îngerul tău în această perioadă este the angel of discernment, îngerul discernământului. Ia, uite, asta înseamnă că încă te confrunți într-adevăr în această perioadă cu să spunem cu anumite posibilități pe care le ai. Când spun că te lupți cu aceste posibilități, vorbim despre decizie aici. Și este o chestiune, cel puțin acum, în momentul de față, în viața ta, care necesită într-adevăr foarte mult discernământ din partea ta. Eu am mai spus-o puțin mai devreme legat de faptul că am senzația că trupul tău este cumva slăbit, este poate bolnav, mi se pare că ai acumulat foarte multă tensiune, foarte multă energie negativă și acum tot ceea ce ție ți se întâmplă are un impact atât de mare asupra ta încât, într-adevăr, necesită din partea ta să iei niște decizii foarte mari decizii radicale pentru a-ți fi ție bine, pentru a nu mai repeta acele evenimente sau acele acțiuni din viața ta. Îngerul discernământului, uite ce frumos este, este ca un copil așa, îți dorești să te bucuri, vrei să te bucuri, poate mai sunt acolo probleme, Că, până la urmă, niciodată cred că nu scăpăm de problemele astea, să știți. Niciodată rezolvăm unele, la un moment dat dăm peste altele, dar ce cred eu că este mult mai important aici este faptul că, având acest discernământ sau uh, judecând mult mai la rece, să spunem, lucrurile, ajungi să nu mai fii implicat în niște chestiuni, să zicem, grele. Da? Ajungi să nu mai fii implicat în acele situații periculoase sau poate cu oameni periculoși, cu oameni care um, îți vor sub o formă sau alta răul. Avem aici și îngerul discernământului. Through the grace of the divine I am able to know the right path. Prin grația divinului, prin grația lui Dumnezeu, sunt capabil să cunosc calea uh, corectă pentru mine. Deci, vezi, este o chestiune legată de cale aici, de drum, de personalitate, de o nouă cale. Și o misiune totodată spirituală avem aici. Știu că am vorbit despre aceste misiuni spirituale. Misiunile spirituale pentru noi sunt diferite. Deci asta nu înseamnă că dacă... Tu nu cunoști foarte mulți oameni dacă n-ai acces, să spunem, la online sau dacă nu vrei să ai acces la online. Asta nu înseamnă că nu poți să ai o misiune spirituală. Asta nu înseamnă că nu poți să faci ceva bun acolo în locul în care te afli tu. Deci, aceste misiuni spirituale sunt și ele pe niveluri, sunt pe puterea fiecăruia. Exact așa cum Dumnezeu a judecat lucrurile pentru fiecare dintre noi. Ok, momentul adevărului pentru numărul 1, asta mi este foarte, foarte clar, se discern niște situații, scap de niște situații totodată și asta îmi place pentru că asta este ceea ce simt. Mi se pare că în sfârșit te desprinzi de o etapă, de un drum, de niște amintiri și de aceea acest înger vorbește despre calea corectă, despre calea dreaptă. Să nu înseamnă că până în acest moment nu ai fost pe calea ta. Ai fost, dar pe, ca pe orice cale, există și obstacole, gropi, poate dăm peste niște cactus cu spini, no, ceea ce mi-a venit acum. Însă toate experiențele astea pe tine te-au învățat să fii mult mai puternic. Ți-au creat o, o armură, să zicem, în jurul tău, și ești foarte, foarte hotărât să scapi de toată această energie negativă, ești foarte hotărât să începi o viață nouă și credem mă dragul meu numărul unu, că foarte multe lucruri frumoase se vor întâmpla în viața ta, dacă tu ești hotărât. Ceea ce Dumnezeu ne cere nou întotdeauna este să fim hotărâți cu ceea ce vrem noi. Cereți și vi se va da. Atunci când vă rugați, să considerați că deja ați primit ceea ce ați rugat, da? Așa că este foarte importantă decizia ta, hotărârea ta și ascultați-vă mult mai mult sufletul. Nu vă mai grăbiți, că nu vă grăbește nimeni. Unde vă duceți așa toți grăbiți și cu deciziile și cu acțiunea? Nu vedeți unde ajungem în momentul în care nu mai suntem conectați cu noi și asta îți vorbesc din propria experiență, o poveste pe care din păcate, a trebuit să vorbesc așa foarte puțin și pe scurt despre ea ca să pot să vă inspir, nu ca să vin în fața voastră să mai fiu un o victimă a depresiei sau așa mai departe. Dar să vin în fața voastră ca să vă inspir și să vă spun că din propria experiență am alergat și am fugit și mi-am dorit foarte mult și da, am avut și după ce ai tot ceea ce dorești, um, ajungi să înțelegi de fapt că nu asta era foarte important pentru tine. <laughs> și că liniștea sufletească este cea mai importantă. Iar banii, banii ne ajută, banii sunt foarte buni, într-adevăr, însă sunt și unele lucruri cu care nu putem plăti. Credința, sănătatea, iubirea, aceste lucruri nu se plătesc cu bani. Da? Bun, deci un moment al discernământului pentru numărul 1. Hai să vedem care este și cristalul pentru următoarea perioadă. Ok, uite, am extras aici și avem coarțul fumuriu. Ia uite ce piatră frumoasă ai tu aici, dragul meu, numărul 1. Open the door. Uite, o să-ți mai iau încă o piatră. Golden Healer Quartz. Eu când ți-am spus că tu ai niște daruri legate de vindecare. Însă știi ce se întâmplă la oamenii care au aceste daruri vindecătoare? Uite, o să-ți spun eu ce se întâmplă. Nu pot vindeca pe cineva dacă nu înainte se vindecă ei. Adică dacă toate darurile alea nu le folosesc în primul rând pentru ei ca să poată înțelege procesul de vindecare și să înțeleagă ce se întâmplă după vindecare, că se mai întâmplă lucruri și după vindecare. Să nu înseamnă că dacă ne vindecăm dintr-o dată, mamă, gata, totul o să fie superb și bine. Nu, se mai întâmplă niște lucruri și după această vindecare. Omul mai trece iarăși prin niște etape, prin niște conștientizări. Vindecarea, de fapt, înseamnă conștientizare și acceptare. Și s-ar putea ca unii dintre voi încă să nu fi trecut de procesul ăsta dar tu le ai, tu ai această capacitate și este păcat soții acolo, doar în interiorul tău, deci vindecă-te pe tine. Știți vorba aia? <laughs> doctore, vindecă-te pe tine însuți, ceva de genul ăsta. Golden Healer Quartz, open the door, deschide poarta, deschide poarta unei noi lumi, deschide poarta unui nou univers pentru tine, deschide ușa unui nou început și zâmbește, dragule sau draga mea, zâmbește, Bine, nu zâmbești așa aprost, înțelegi? Deci nu zâmbești așa dacă n-ai motiv. Dar când spun, când mă refer la uh, acest lucru de a zâmbi, mă refer de a-ți face ziua frumoasă, de a-ți aduce tu liniște acolo în viața ta, de a zâmbi tu pentru tine în interiorul tău. Bă, și fiți gârcit cu chestia asta. Fiți gârcit cu chestia asta, nu oferi zâmbetul tău așa mai întâi ție, da? Și zâmbește tu în viața ta. Și a doua piatră, smoky quartz, let it go, lasă-l să plece, lasă acel drum să treacă, să se ducă, pentru că nu mai este pentru tine acolo. Wow, foarte frumos, Hai să vedem ce spune și tarotul bizantin, pentru că vreau să-ți mai extrag trei cărți clarificatoare pentru nebun. Asul de spade, diavolul, ok. Și 8 de spade. Bun. La maza pachetului avem un patru de spade. Cineva aici, într-adevăr, te-a rănit foarte tare, ai primit o suferință foarte mare în urma unui eveniment, a fost probabil o despărțire, a fost ceva toxic aici pentru tine, de aceea cred că și uh, resimți, să spunem, această slăbiciune din corpul tău. Vezi cum arată aici Sfântul Ioan Botezătorul, parcă e parcă e firav așa, e slăbit, e... parcă vine așa după o perioadă de covalescență, nu? Cam așa ceva. Multă odihnă îți recomand, dragul meu, numărul 1. În această citire nu simt să interpretez Cartea Diavolului ca fiind o carte rea sau malefică, ci simt că la tine aici este vorba despre îndrăzneală, mai ales că ai și la baza pachetului acest patru de spade. Asta înseamnă că a fost, să zicem, o perioadă în care tu uh, nu te-ai simțit foarte bine, nu poți să spui neapărat că ai așteptat ceva, ci pur și simplu, parcă te-ai retras puțin, da, sau ai schimbat ceva în viața ta aici și a fost nevoie cumva să te retragi ca să poți să vezi tabloul nou, să poți să înțelegi ce dai afară din viața ta, ce rămâne în viața ta, pentru că vine în urma unei perioade destul de apăsătoare, toxice, da, diavolul avem aici. Um, o conexiune poate cu cineva... Um, cu care tu n-ai mai simțit uh, iubire, n-ai mai simțit afecțiune, putem vorbi poate și despre o despărțire, dar ați avut o discuție, vezi, ați avut o discuție la un moment dat sinceră, adică s-a spus adevărul și uh, drumurile voastre s-au separat. Faptul că ai acest 8 de spade iată, este o teamă de necunoscut, hai să o numesc așa, dar este o teamă de ceea ce va veni, este o frică, un fel de instabilitate, faptul că ai și diavolul aici. Dar, dragul meu, numărul 1, la tine îți spun sincer, toată această citire este despre procesul de um, asimilare, procesul de vindecare în urma unei traume în urma unei despărțiri, în urma unei, unui eveniment care ți-a adus foarte multe neplăceri emoționale, te-a pus foarte mult pe gânduri, te-a făcut să te gândești la... Uite, mi-au venit niște gânduri negre acum, dar nu, nu vreau să le spun. Deci ai avut o apăsare mentală și sufletească foarte mare. Pietrele care ți-e ți-au ieșit este cuarțul, fumuriu, poate ar trebui să-l folosești și coarțul auriu, poate le găsești în online, ți le poți procura, poate le ai deja acasă, ținele în palmă, ține pe inimă, ține pe stomac. Este o chestiune mai mult fizică pe care o simt la tine aici în această perioadă, dar și corpul tău are nevoie de această transformare, are nevoie de regenerare, are nevoie de retragere și Uh, faptul că ai diavolul ăsta, uite chiar vreau să mai extrag o carte pentru acest diavol. Te mai țin puțin. Sunt sigur că nu te superi. <laughs> Clarificare pentru diavol. Mie ceva am spune aici că. Parcă nu poți să scapi de amintirea acestei persoane, sau nu poți să scapi de amintirea acelei perioade, acelei vieți, parcă nu te poți obișnui totuși cu viața ta care este nouă, de curând, de ceva luni de zile. Clarificare aici avem um, Regina de Spade. Ok, peste diavol. Foarte interesant. Regina de Spade vorbește despre focus. No emotions. Da? Deci dacă tu vrei să să te vindeci mai repede, dacă tu îți dorești să... Ai o nouă viață, într-adevăr, trebuie să renunți la emoțiile alea, trebuie să renunți la a te mai gândi că ai lăsat pe cineva în spate care, vezi, Doamne, te-a iubit și a fost lângă tine și de ce s-a terminat. Simt că e ceva legat de o relație foarte, foarte puternică aici. Poate să fie vorba și despre o femeie, despre o mamă. La fel, o durere foarte mare pe care o, o resimte cu privire la tine. Da? Poate să fie o, o nesiguranță. Este o nesiguranță foarte mare. Regina de spate este personajul care renunță sau știe să renunțe la emoții pentru că este conștientă de faptul că nu-i mai fac bine. Deci nu-i mai fac bine și atunci este bine să încercăm să nu ne mai gândim atât de mult la să nu ne mai gândim atât de mult din punct de vedere emoțional ci pur și simplu să încercăm noi să curățăm și să ne stabilizăm mintea și să um, înțelegem că fiecare om vine, poate pleca, este liber să facă asta. Te, eu cred că tu te culpabilizezi aici foarte mult. Deci este ceva legat de vină și sper din tot sufletul ca tot procesul ăsta al de vindecare să fie unul cât se poate de bun și cât se poate de real pentru tine și să ți aducă într adevăr această liniște sufletească și această vindecare fizică. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ai ascultat aceste mesaje. Sper că te-au ajutat. Aștept comentariul tău în secțiunea de comentarii dacă simți nevoia. Mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 2. Salutare dragul meu numărul 2 și bine te-am găsit la varianta ta. Hai să vedem care este carta pe care tu ai ales-o. Și avem aici uh, un paj mm, interesant. Tu ești aici ca un apostol, ești un scriitor, ești un scrib, ești o persoană intelectuală, ești o persoană citită, o persoană care are foarte multă cunoaștere în interior. Și această cunoaștere vrei să o împărtășești într-adevăr, doar că pe parcursul acestui drum te-ai lovit de cele mai multe ori de această neîncredere, de sindromul impostorului. Te pregătești acum pentru un eveniment sau pentru o schimbare foarte mare în viața ta. Va fi o călătorie spirituală pe care tu o vei face. Nu anul ăsta. Deci undeva în primăvara anului următor, vorbind despre luna martie, aprilie. Vei face această călătorie într-un loc foarte spiritual, într-un loc foarte profund. Cred că ai mai fost acolo, însă de data asta vei dori foarte mult să te stabilești acolo. Vei dori foarte mult să îți face activitatea de acolo și mă repet, sunteți oameni spirituali, oameni care se ocupă de dezvoltarea personală, scrieți, unii dintre voi cred că ați și scris deja o carte, aveți deja o carte la activ. Și acum o să vă îndreptați către ceva mult mai liniștit pentru voi. Asta sunt mesaje care pur și simplu vin, efectiv. Tu ești o persoană care o să călătorească destul de mult pe parcursul vieții tale, pentru că vei fi nevoit să fii în anumite locuri și vei fi nevoit în a-ți duce mesajul ăsta mai departe. Este un mesaj aici de ordin spiritual, da? Încă te gândești la... Te gândești la o perioadă din trecutul tău apropiat, te gândești cu sensibilitate, te gândești cu durere la o perioadă în care nu ai fost înțeles de către cineva. Poate să fie soțul, soția, un partener. Um, și nu numai că nu ai fost înțeles de acea persoană, dar cred că acea persoană, după ce tu ai plecat, te-a judecat foarte mult, te-a bârfit, te-a criticat și tu ți-ai făcut foarte multe mustrări de conștiință cu privire la acțiunile pe care le-ai luat. Asta s-a întâmplat încă de la jumătatea anului 2024, acolo a intervenit schimbarea foarte mare la tine, cu foarte multă să spunem simplitate, în acel moment ai luat decizia într adevăr de a pleca de acolo și de a schimba viața, să știi că acea acțiune a fost cumva împinsă de către Dumnezeu, dacă nu făceai asta atunci, cred că mai să vreo 2 sau 3 ani pe tușă acolo și nu chiar pierdei foarte foarte mult. Ai înțeles sau cineva te a ajutat să înțelegi de fapt care este rostul tău și ți-ai pus toată încrederea în acea persoană ai urmat, să zicem, acele sfaturi sau ți-ai urmat și uh, intuiția și uh, știi că ai ales bine, doar că astăzi mi se pare că încă plângi nu știu de ce, văd iarăși lacrimi, poate este ceva ce tu nu ai reușit în totalitate să vindeci în interiorul tău, să accepti, este o chestiune legată de a trăi normal, ce asta mi se transmite ca și cum tu simți că nu ai o viață normală, dar de ce ți-ai dori o viață normală până la urmă? Normală, ce înseamnă normal? Cât adică și normal. <laughs> da? Nu, eu cred că tu aici, uh, cel puțin acum în anul 2024, ai înțeles că locul tău este acolo unde Dumnezeu te pune. Nu neapărat ești într-un singur loc. Nu cred că vei fi într-un singur loc, să știi nu, aici sunt uh, chestiuni foarte profunde ai nevoie să ajungi la cât mai mulți oameni, oamenii au nevoie de tine și mai este ceva legat de împăcare aici poate unii dintre voi încă considerați că ar fi bine să vă împăcați cu persoana acea, sau vă întrebați dacă o să se întoarcă în viața voastră persoana aceea poate primesc ceva mesaje mai târziu. Îngerul tău, dragul meu numărul 2, este uh, un înger al estului. Foarte interesant pentru că în partea de est uh, este Lucifer. The angel prince of the east. This is Lucifer. I purify my mind by affirming my worth and honoring my choices for love. Purific mintea mea prin afirmații și onorez alegerile mele uh, pentru o nouă viață. Este un înger care vorbește despre purificarea gândurilor, despre decizii în dragoste, despre a te onora, despre a gândi că meriți mai mult. I E ceva legat de stimă la tine. Trebuie să lucrezi foarte mult la această stimă de sine, în sensul de a înțelege importanța ta, de a înțelege unicitatea ta. Nu ai de ce să te compari cu absolut nimeni. Deci am spus mesajul ăsta cred că de zeci de ori. Cea mai mare prostie să ne comparăm. Unii cu ceilalți, ia uite cum e ăla, ia uite ce face, așa, ia uite cum face ăla, ia uite cum face. Pentru ce, fraților? Adică. Chiar așa, vrea ca toată lumea să arate la fel, tot să fim la fel. Cred că ar fi super plictisitor, sincer. Îngerul de Est. Pe îngerul Gabriel, îl mai simt aici la tine? ce mai pot să captezi este faptul că tu aici ai o foarte mare nevoie de libertate, de independență. Probabil ăsta a fost și motivul pentru care ai plecat de acolo. Nu te-ai mai simțit așa? Te-ai ales pe tine și în această independență să știi că o să reușești să fii foarte vizibil și o să fii foarte creativ. Văd foarte mulți oameni care vin la tine, nu știu, poți să fii o figură um, preoțească, poți să fii un om extrem de spiritual, nu știu, ești înconjurat de verde, de alb, albastru, Wow! Înțelepciune! Asta e, cred că asta e ceea ce tu de fapt trebuie să aduci acestei lumi și anume înțelepciune. Dar nu înainte de a fi tu mai înțelept. Știi ce zic? Da, desigur că nu toată lumea va înțelege această înțelepciune pe care tu încerci să le oferi. Ok, hai să vedem care este cristalul pentru tine. Moonstone, piatra lunii. Leave your purpose. Wow! Ăsta da mesaj. Piatra lunii. Trăiește scopul tău. Ei, vezi? E exact ce ți-am spus trăiește pentru tine. Dacă tot ai renunțat la acea relație, dacă tot ai renunțat la viața aia, dacă tot ai plecat de acolo, nu mai contează cum s-au întâmplat lucrurile. Că sunt sigur că n-a ieșit foarte bine, dar dacă tot ai făcut sacrificiul ăsta și dacă tot ai realizat că ai dat mult acolo, că nu mai era pentru tine, nu mai era de tine, măcar fă să merite toată chestia asta. Este despre scopul tău și despre viața ta. Și eu cred că lucrul ăsta pe tine te va duce într-adevăr, te va conduce către scopul ăla suprem. Tu acum ești abia la început dragul meu numărul 2. Ești, ești la un început și poate nu vezi toate lucrurile în lumina potrivită, dar toate vor veni la timpul lor trăiește scopul tău. foarte, foarte interesant. Hai să vedem clarificare. Trei cărți pentru carta pe care tu ai ales-o. Prima carte, ai legătură cu Maria Magdalena, cu Elisabeta? Ok. Deci este o senzație foarte ciudată, pentru că aici este ca un sacrificiu, numele înțelepciunii, ca un un doliu, deci tu a trebuit să renunți la cineva sau să renunți la ceva este chiar o, o moarte, aș spune, spirituală prin care tu ai trecut. Și nu numai odată, ai trecut de mai multe ori. Este ca și cum tu simți că nu se poate lega nimic în viața asta. Ai sentimentul ăsta de, de a-ți a, a scăpa lucruri, să spunem, știi, sau oameni. Sunt relații pe care le ai, dar ele dispar după o anumită perioadă de timp, lucruri pe care ți le cumperi și ajungi să nu mai fii mulțumit de acele lucruri. Um, vorbim despre imaterial aici, despre o durere pe care consider că nimeni nu o poate înțelege și poate chiar așa este. Iată avem prima carte aici, 5 de cupe, această pierdere, această renunțare, cineva care nu a reușit să te înțeleagă, dar oricum trebuie să recunoști că ești destul de greu de înțeles. Avem următoarea carte și turnul. Turnul aici nu este o carte a distrugerii, după cum poți observa, ci este o carte într-adevăr a clădirii, din potrivă. Faptul că sus aici ești tu, observ foarte bine că sus acolo ești tu, asta mi-arată că pe parcursul vieții ai fost foarte criticat, ai fost foarte... ai fost privit... nu. No. Ca o persoană neobișnuită, hai să o spunem așa, doar că ce este foarte interesant este că cu cât oamenii încearcă să vorbească despre tine urât sau să-ți pună piedici sau să îți distrugă sub o formă sau alta ceea ce tu ai construit sau construiești, Dumnezeu te ridică din ce în ce mai mult. Deci, asta este frumusețea acestei cărți aici, la turnul ăsta, pentru că Deși ai foarte mulți oameni care te invidiază pentru că vorbim despre o lumină foarte puternică pe care tu o ai, vorbim despre o educație pe care tu o ai, vorbim despre acea misiune despre care îți povesteam, ei bine, avem și șarpele acolo care da, reprezintă un simbol al înțelepciunii, fiți blâns ca porumbei și înțelepți ca șerpii, dar în unele culturi arată într-adevăr și persoanele care, Uh, nu și arată adevăratul scop sau adevărata față decât într-un moment uh, când uh, tu ești cel mai vulnerabil. Deci oamenii cumva au profitat, să spunem, de această vulnerabilitatea ta, de această sensibilitate a ta, însă, repet, Dumnezeu te ridică, deci tu practic te ridici exact pe dărămăturile pe care tu le-ai trăit, Imaginează-ți o clădire care este total prăbușită și tu te afli de fapt în vârf acolo. Chiar dacă ea este prăbușită, tu ești în vârf. Cam așa ceva se întâmplă acum la tine. Și ce vrea Dumnezeu ca tu să știi este că cu cât oamenii vor încerca să te lovească, să te pună la judecată, să își dea ei cu părerea, să arunce în tine cu vorbe și așa mai departe, tu în momentul ăla să te gândești că Dumnezeu te crește, te duce și mai sus, și mai sus, și mai sus, și mai sus. Lasă-i pe alții să vorbească, pentru că doar atâta pot face. Tu ești pentru mai mult. Foarte frumos. Foarte frumos numărul 2. Bun, mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 3. Salutare, dragul meu numărul 3 și bine te-am găsit la citirea ta. Hai să vedem care sunt mesajele despre tine în această perioadă și ce vor cărțile ca tu să știi tu ai ales o carte foarte. Cum să o numesc așa foarte liniștitoare. Avem aici un doi de băte practic dar pe mine m-a dus cu gândul aici la Sfântul Ioan la apostolul Ioan de fapt poate nu știu te cheamă Ionuț Ioan Ionel. Iată, aceasta este cartea ta. Iar întrebarea este unde este casa mea, unde să merg, unde să stau, unde să locuiesc. Te tot gândești în ultima perioadă la tot felul de drumuri. Vorbim despre o nouă etapă, într-adevăr, care s-a deschis deja de ceva timp în viața ta acest doi de arată lucrurile pe care le-ai terminat și o ușă pe care sper că ai închis-o pentru că de acum încolo te așteaptă alte posibilități. În aceste posibilități doar tu vei fi cel care va face alegerea. Unde vrei să stai, încotro vrei să mergi, cum te vezi și așa mai departe. La fel ca și la celelalte numere, vorbim despre o conexiune foarte puternică cu Dumnezeu, vorbim despre o personalitate foarte deschisă, destul de empatică, aș spune. Comuniunea cu ceilalți pentru tine este într-adevăr importantă, dar ai momente în care te retragi, ai momente în care vrei să stai doar tu cu tine, ai momente în care vrei să vorbești tu cu Dumnezeu, și de asemenea, nu știu dacă tu știi, dar Apostolul Ioan a fost cel mai iubit dintre apostoli și a fost cel mai mic dintre apostoli. Deci asta înseamnă că tu ai, ai, o, ai o simplitate, ai o smerenie aparte pe care oamenii o adoră la tine. Ai o lumină aparte. Încă parcă cer de la Dumnezeu să-ți ofere această ghidare. Îi cer lui Dumnezeu să-ți să ofere mai multă cunoaștere, să-ți ofere mai multă putere ca să poți să, să te înțelegi și pe tine mai bine, dar să-i ajuți și pe ceilalți. Hai să vedem care este îngerul tău. De foarte multe ori te uiți în sus și simți că de fapt acolo sus este casa ta, undeva acolo în cerul este casa ta. Da. Bun, avem aici The Angel of Peace, îngerul păcii. I open my heart and rest in the place of divine love. Deschid inima și mă odihnesc în locul unei păci divine. Iată. Acesta este îngerul tău pentru următoarea perioadă, îngerul păcii. Asta înseamnă că probabil tot ceea ce îți dorești în momentul de față este liniște în viața ta, dar simt totodată că aștept să se producă și un miracol în legătură cu o iubire, cu o dragoste, fie că aștepți pe cineva nou în viața ta, poate unii dintre voi nu mai așteptați pe nimeni, dar Indiferent cât de loviți am fi aici în iubire, Inima întotdeauna va spera. Inima întotdeauna va cerși, practic, această iubire, da? această dragoste și această conexiune profundă cu cineva. Eu cred că pentru mulți dintre voi se va întâmpla lucrul ăsta. Um, nu știu dacă neapărat până la sfârșitul anului, dar cu siguranță în următorul an mulți dintre voi. Cei care mă ascultați, veți avea parte de un miracol aici. Un miracol în zona iubirii, care vă va schimba viețile și care vă va oferi această liniște. O conexiune foarte interesantă între aceste două cărți, libertate, simt. Mai este o perioadă în care vei mai călători, vei mai face diferite drumuri până să vorbim într-adevăr despre intrarea unei noi persoane în viața ta, îți acorzi e timp și asta îmi place. Adică profiți de timpul ăsta pe care l-ai, profiți de această schimbare. Hai să vedem care este și mesajul cristalelor. Rose Quartz, open up your heart. Ia uite, deschide deschideți inima. Un quarț al prieteniei, cuarțul roz. Și avem aici Angelitul, Support is all around. Ia uite ce culori frumoase ai. Culoarea vindecării, culoarea iubirii, culoarea prieteniei, Venus, Uranus simt aici. Planeta Venus și planeta Uranus. Originalitate. Vei primi suport din partea unor oameni, poate să depășești o anumită situație sau îți creezi un nou cerc de oameni, să știi, în următoarea perioadă. Hai să vedem care sunt și clarificările. Se lasă liniște în viața ta, dragul meu, numărul 3 și sunt sigur că îți convine acest aspect. Sunt și niște bani care vin spre tine. Aici cred că e vorba despre niște datorii am împrumutat niște bani și acum îi vei primi înapoi, nu pe toți, dar vei primi o parte din ei. Hai să vedem și asul de spade. La baza pachetului avem pajul de cupe. Vreau să arăt mai bine, vreau să fac anumite transformări la mine, vreau să, vreau să schimb într-adevăr ceva în viața mea, și așa cum am spus la începutul citirii, consider că mulți dintre voi veți lua niște decizii legate și de locul în care o să vreți să vă desfășurați activitatea în următoarea perioadă. Avem acest 9 de băte, avem un as de spade și un șase de monede. Este cineva care te tot ține așa pe, pe pauză în legătură cu niște bani. Ori te minte, dar dacă te minte o să afli adevărul în curând, ori nu știu ceva se întâmplă aici pe partea profesională. Mai este o chestiune și de ce ai reușit să faci pentru cineva. Este ca o curățenie care se face aici. Șase de monede arată și discernământul în a da. Deci nu mai pot să dau așa din, din prea plinul meu sau din plinul meu să dau unor oameni care mă evită și care nu-mi răspund la telefon și care nu vor să se vadă cu mine sau. Este ca. Ca și cum tu ești singur aici, deși ai mulți oameni pe lângă tine, dar ai oameni pe lângă tine care cer și care vor de la tine, dar când este despre tine sau despre o suferință de-a ta sau despre a te uh, simți bine cu cineva, de a vorbi cu cineva, nu prea ai. Nu prea ai. Mai multe lipsuri sufletește, aș spune că ai tu aici la numărul 3, decât lipsuri materiale. Five of Cups, ok. Da, eu cred că tu ai trecut prin foarte multe lucruri, numărul 3, prin foarte, foarte multe lucruri. În primul rând vorbim despre minciună, aici trădare, care a venit din partea unor oameni pe care tu ei cunoscut și la care nu te-ai așteptat. Și a rămas într-adevăr o rană destul de puternică acolo. Avem aici Cartea Doliului, vedem, da? Este ca și cum oamenii ăștia au murit pentru tine. Și să știi că, pe de-o parte, foarte bine că s-a întâmplat așa. De ce este atâta suferință? Păi este pentru că în momentul în care tu ai avut încredere în cineva, tu i-ai oferit ceva acelui om, da? Și acel om nu a fost în stare, n-a știu ce să facă cu toată încrederea ta, n-a știu ce să facă cu tot ajutorul tău, l-a risipit, la la bat jocorit și atunci normal că acel ajutor făcând parte din tine, din sufletul tău, este normal să simți această despărțire atât de puternică și această durere. Aici a fost vorba despre nesinceritate, minciună, um, mușamalizare, s-au făcut niște lucruri pe la spatele tău, într-adevăr, dar nu vreau să mă acces pe chestia asta, pentru că asta ți s-a întâmplat acum, da, ok, în trecutul tău apropiat. Ideea este că uh, vreau să înțelegi că pentru tine urmează o perioadă de liniște, într-adevăr, de pace și ce te mai în drum să faci aici este să să cureți foarte mult, da? Poate ți se pare dur pe de-o parte, dar credem că asta funcționează de cele mai multe ori. Dacă sunt încă oameni acolo care tu simți că nu, nu ai ce să faci cu ei, da? Deci nici nu-i poți face să înțeleagă, nici nu-i mai poți ajuta, pentru că, uite, ai încercat să-i ajuți, ai ajutat și uite unde s-a ajuns, încearcă să rup conexiunile cu anumite persoane din viața ta, spală acele amintiri, pentru că mulți dintre ei nu au fost chiar așa cum au părut ei a fi și încearcă să te reclădești, încearcă să, să faci o nouă variantă a ta, încearcă să, să te transformi pentru tine, pentru nimeni altcineva. Și suferința asta iau așa cum a venit, ok, a fost o dezamăgire, a fost ce a fost aici, dar dă voie sufletului tău să se elibereze, de această povară. Eliberează-l de această povară și de această durere. Respectă-l mai mult. Asta îmi vine să spun la numărul 3. Fi prietenul tău, nu dușmanul tău. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei citiri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-am întâlnit și astăzi și că ați fost prezenți aici. Până data viitoare, vă doresc o duminică frumoasă și să aveți mare grijă de sufletele voastre. La revedere!